Merge cu prietenul la vânătoare. Și se întoarce dreapta. Bine, 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 fetele. Se aude ceva, se întoarce dreapta. Nimic. De ce? În stânga. Nimic. Aude un poșne din spatele unui copac. Era toamnă, se auzeau frunzele foarte bine. Se duce și peste ce dă? O căprioară. mai încolo, vânează ei fără succes și încearcă și ce, după ce merg, au la un moment dat un foșnet mai ciudat, mai tare, era parcă chiar lângă ei și când se uită în spatele tufișului, ce era acolo? Un iepuraș!